Salutare fraților, bine v-am găsit la un nou episod, eu sunt doar Dinamo București și astăzi vin cu o nouă știre și îmi pare rău, știrea asta n-a apărut mai devreme, dar aseară când am văzut-o eram la banchetul, la banchet și n-am putut să postez, dar nu e bai, o postez acum. Exclusiv Dinamo l-a transferat pe Alexandru Răuță, jucătorul a semnat pe 2 ani și vine din postura de jucător liber de contract, el a fost... până să semneze cu Dinamo la FC Voluntari, unde a reușit să se salveze cu echipa și să rămână în prima ligă română. Cum spune și aici, potrivit surselor gsp.ro, Dinamo a ajuns în această seară la un acord cu Alexandru Răuță, care vine din postura de jucător liber de contract. Acesta și-a terminat înțelegerea cu FC Voluntari, club la care a jucat din iulie 2017. FC Voluntari i-a propus și... cei de la FC Voluntari au propus un nou contract cu un salariu mult mai mare decât avea acum, dar Răuță a refuzat, dorind să joace pentru Dinamo. 400.000 de euro e cota de piața lui Răuță. Crescut la juniorii lui FC Argeș, Răuță a mai jucat la CS Mioveni, Pandurii și Poliaș. În sezonul recent încheiat, Răuță a pifat 36 de meciuri și niciun gol. Eu sper să aibă realizări foarte mari la Dinamo și să ajute echipa să ne îndeplinim obiectivul, adică de a ajunge în play-off și după de a ne bate la titlu. Sincer să fiu, nu e un jucător foarte rău, dar nici un jucător foarte bun. E între și e cam potrivit pentru Dinamo. Nu se spune salariul cât îi dă, dar eu estimez undeva la vreo 10.000 de euro, 7-8.000, 9.000 de euro, ceva de genul. Eugen Agoie l-a mai dorit și la Sepsi în iarna trecută, dar mutarea nu s-a concretizat, iar acum Eugen Agoie l-a luat la Dinamo după ce l-a adus pe portarul Cătălin Straton. Deci eu sper să fie un jucător bun și să ne ajute de a ne îndeplini obiectivele. Deci cam atât a fost cu episodul de azi. Nu uitați să lăsați un like și un subscribe. Eu am fost doar Dinamo București și ne revedem data viitoare cu un nou episod. Pa, pa!